Această rubrică vă este oferită de Sanador. Bolile cardiace rămân prima cauză de mortalitate la nivel mondial, în ciuda investigațiilor și a tratamentelor moderne. Suntem copleșiți de poluare, mâncare nesănătoasă, un stil de viață nepotrivit. Câteva sfaturi pentru o inimă puternică ne dă doamna doctor Cristina Căldăraru, medic primar cardiologie. Bună dimineața! Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație! Cum ne menținem inima sănătoasă? Bolile cardiovasculare sunt boli care afectează atât inima cât și vasele de sânge. Ele pot fi congenitale sau pot fi dobândite în timp, iar acestea din urmă sunt influențate de factorii de risc cardiovascular, care pot fi nemodificabili, cum este vârsta și istoricul familial de boală cardiovasculară, sau pot fi corectați prin modificarea stilului de viață și tratament farmacologic, așa cum sunt dislipidemia, adică nivelul crescut al grăsimilor din sânge, fumatul, hipertensiunea, diabetul și obezitatea. De la ce vârstă ar trebui să începem să luăm un tratament cronic pentru prevenția complicațiilor cardiovasculare? Răspunsul la această întrebare este depinde. Depinde de severitatea factorilor de risc, de cumulul acestora, dar și de patologiile asociate. Astfel, un pacient apare fără boală cardiovasculară, la care se exclude forma subclinică de boală cardiovasculară prin diverse metode imagistice, cum sunt ecografia, prin test de efort, prin electrocardiogramă, la care se calculează un risc mic prin diverse prin scale de risc deja folosite la nivel internațional, aceștia se pot controla factorii de risc cardiovascular doar prin schimbarea stilului de viață. Dar sunt pacienți care au boală diabet, au boală renală cronică sau o dislipidemie familială, iar la aceștia tratamentul începe de la vârste tinere. Cum ar trebui realizată educația pentru sănătate cardiovasculară? Educația pentru sănătate cardiovasculară începe din copilărie, prin stimularea copiilor, prin îndrumarea lor către exercițiu fizic, prin promovarea unor principii alimentare sănătoase, dar și prin educarea lor în ceea ce privește nocivitatea fumatului. Practic, educația începe la școală și acasă, prin intermediul părinților, care sunt prin exemplu personal în familie. Da, doctor, vă mulțumesc pentru prezența în direct la Digi Matinal. La revedere, mulțumesc! Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.